Cineva ar putea încerca să le pună bețe în roate scorpionilor la serviciu sau în afaceri. Trebuie să se înarmeze cu mult calm și răbdare pentru a evita un conflict. Săgetătorii se trezesc puțin aerieni astăzi, sunt cu gândul în altă parte și pare că nimic nu le poate distrage atenția de la preocupările lor. Capricornii ar face bine să țină pentru ei planurile profesionale pe care le au. Plănuiesc o mișcare în carieră, iar dacă împărtășesc asta cu prea multe persoane, pot avea ghinion. Vărsătorii sunt astăzi într-o formă de zile mari. Pot cunoaște o persoană influentă care să îi ajute să obțină un avantaj. Este indicat să acționeze totuși cu mult tact. Peștii sunt sfătuiți să stea departe de persoanele negativiste la locul de muncă. Pot avea în jur câțiva cărcotași care să îi descurajeze în planurile lor. Berbecii trebuie să accepte că nu orice vis se îndeplinește. Astrele le recomandă să nu se lase descurajați de eventualele eșecuri de care s-ar putea lovi astăzi. Nativii Taur se pot bucura de o îmbunătățire financiară. Poate fi vorba de o primă la serviciu sau de un credit. Cert e că vor avea parte de o sumă de bani. Astrele prevăd un câștig important și pentru gemeni. Au mari șanse acești nativi să pună bazele unui parteneriat profesional foarte avantajos pentru ei. Zi perfectă pentru a profita de previziunile astrale pentru raci. Acestor nativi li se poate ivi o oportunitate rară de a urca o treaptă în carieră. Leii sunt foarte îndrăzneți astăzi în plan profesional și dispuși să accepte orice provocare. Au încredere în sine, un atu care îi va ajuta să fie stăpâni pe ei în multe situații. Fecioarele au o zi foarte bună pentru investiții, fie că e vorba de cumpărături pentru casă sau doar de a-și face lor niște mofturi, sunt sfătuiți să o facă încrezători. Nativii Balanță sunt puțin viclene astăzi și tind să profite de bunătatea unui coleg de muncă. Apelează la niște șiretlicuri pentru a câștiga teren în fața acestuia.